Municipiul Drobeta Turnu Severin se poate mândri cu sportivi de excepție și mai nou maestri. Alexandru Lotoroșanu, un tânăr severinean, are o asociație de judo care mai mult decât un sport înseamnă artă și disciplină. Acesta își dorește să ofere copiilor înscriși mai mult decât o lecție de judo, își dorește să le ofere o lecție de viață. Alexandru Lotoroșanu a început să facă sport de la o vârstă fragedă, fiind o pasiune de familie. Tatăl său a fost maestru de judo, iar Alex împreună cu sora lui și-au dorit să ducă învățăturile mai departe și împreună cu o bună prietenă au deschis asociația Loto Judo Severin. Este o asociație nouă înființată de către mine, sora mea, tatăl meu și o colegă de-a noastră. Asociația se numește, după cum puteți vedea, Asociația Sportivă Loto Judo Severin. O asociație care ne poartă numele, cel puțin al meu și al surorii mele, care ne cheamă Lotoroșanu. Este o asociație înființată, o moștenire de familie, cum putem să spunem, de la tatăl nostru care ne-a fost antrenor. Și noi am vrut, el ieșind la pensie, noi am vrut să urmăm această carieră de antrenori. Am fost sportivi și acum antrenăm. Judo este un sport care insuflă valori, dezvoltabilități sociale și menține organismul într-o formă bună. Cunoscut ca o metodă de autoapărare, dar în primul rând ca un sport ce modelează caracterul celui ce-l practică, antrenează concomitent calități fizice și psihice și pune o bază solidă pentru o personalitate echilibrată. Alexandru Lotoroșanu împreună cu colegele sale oferă copiilor șansa să își petreacă timpul liber într-un mediu prietenos și sănătos. Locația noastră se află pe strada Dr. Saida Colț cu Zmârdan. În fiecare zi de luni până vine de la ora 18 la ora 20. Avem și o pagină de Facebook care se numește CS Judo Loto Severin. Ne puteți contacta și acolo. Avem și numerele de telefon tot acolo afișate. Cine dorește și vrea să facă parte din echipa asta frumoasă, îi așteptăm cu drag. Prin intermediul asociației Loto Judo Severin, copiii își pot urma pasiunea mergând chiar spre marea performanță. Pasiunea pentru judo s-a transmis din generație în generație în acest caz. Din păcate însă foarte puțini oameni doresc să sprijine dezvoltarea acestui sport nobil și sănătos, care te poate ajuta să te dezvolți atât fizic, dar mai ales spiritual.